până spre sfârșitul anului, inflația, așa cum o vedem acum, se va menține la, în calculul indicelui prețurilor de consum în jur de 4%, urmând ca apoi să coboare spre 3,5%. Toate cu o condiție, să nu se schimbe, să spunem, evoluția prețurilor foarte volatile. Dacă prețul la țiței scade, avem, fac o glumă, să știți că nu vorbim așa, avem noroc. Nu? De asemenea, un an agricol bun, cu cartoful, cu roșia, cu nu știu mai ce, dă-i pe cel în jos. Dar ce observăm în toată această evoluție? Un nivel destul de mare de incertitudine, de pe la 1,5 până spre 5% este nivelul de incertitudine în care se pot mișca prețurile și cu foarte mulți factori care influențează. De exemplu, eu cred că prezentarea mea de astăzi a fost constructivă, ca să vă zic pozitivă. N-am transmis nimica, hai să spunem așa, că se rupe, se prăbușește, depinde și de dumneavoastră. Că dacă vreți să faceți o știre și regizorul de platou vă spune, nu, spune, domne, ceva acolo tare. Deci la mine este ceva relativ pozitiv, de la dumneavoastră, guvernatorul a anunțat că se duce inflația în sus. Eu zic că lucrurile sunt ținute sub control, într-o marjă rezonabilă. Unui guvernator e greu să spună că 4% e o inflație bună. Nu pot să spun asta, nu? E mai mare decât ținta. Dar nici să spun că este catastrofală. Nu putem să vă spunem ce prețuri cresc, ce prețuri scad cu exactitate. Pentru că depinde de unde vă faceți cumpărăturile. Da. Inflația are și un rol de corecție. Deci e neplăcut pentru un guvernator să spună așa ceva, dar absolut perfect pentru un economist. Dacă se dă prea mult, economia reacționează. Nu, nu poate să producă, nu poate să... Și vine și taie. Așa să căutăm la nivel de vinovați, e mai greu de spus cine este vinovat pentru asta. Corecțiile se fac de către piață. Piața e chiar mai nemiloasă.